încep un nou daily vlog și îl încep cu un haul de la Pepco, pentru că aceste hauluri de la Pepco au foarte mult succes pe YouTube. Iată ce mi-am cumpărat de la Pepco. Niște carioci pe care trebuie neapărat să le am în casă atunci când mă vizitează nepoțelele mele, să le dau să coloreze, da? Deci ăsta este magistralul haul de la Pepco cu care încep acest daily vlog. Țineți-vă bine, așa arată o sticlă golită de... este crema de ochi din gama Growth Factor de la Imerskin. Mai am încă puțin, mai am extrem de puțin. Am ținut-o de-aseară până acum dimineața, am ținut-o așa cu fundul în sus ca să recuperez și ultima picătură. Și o să o scot acum ultimele picături. Evident, am rămas sticla un pic, dar eu mă chinui aici, o scot pe toată, pentru că e păcat, e o formulă atât de bună, e un produs atât de bun, este al doilea flacon, de curs de, nu știu, probabil jumătate de ani, 7 luni, este de genul ăsta. Da, deci gata, e transparentă, nu prea mai avem ce să mai scoatem din ea. Așa am reușit să o golesc, așa am reușit să mai... Acum, ținând cont că am scos atât de mult, o să o dau și pe restul feței, nu doar în zona ochiului, că na, e ultima... Acum mi-am dat seama că ar trebui să fac și un clip de asta cu o actualizare la ce mai folosesc eu în ultima vreme pentru îngrijirea tenului. Astăzi, de exemplu, tenul meu arată mai rău. Și o să explic imediat de ce. Am observat că de când am aceste semne de perimenopauză, în cadrul neonatului sindrom premenstrual, în care mă aflu acum, pielea își pierde și din partea aia de grăsime. Adică, efectiv, o simt foarte, nu doar uscată, deshidratată, ci și fără grăsime. Și de-aia arată, în momentul ăsta, cum vedeți, arată destul de obosită, plus că m-a pălit pe mine un zel legat de sport. Luni am început cu pilates, aseară am fost la karate, iar astăzi voi merge iar la pilates. Da, iar lucrurile astea, să știți că se văd pe ten și asta vreau să... vă spun foarte deschis, în momentul când faci, începe să faci mișcare și mai susținut și faci și ceva efort și simți efortul ăla și te obosește, se vede pe față. De-aia cred că ați observat cu toții că sportivii, chiar dacă sunt niște oameni, adică când te uiți la un sportiv de performanță, are un corp frumos, are, e armonios, e musculatura, la față, totuși, dacă te uiți, puțini sunt cu adevărat, adică o să vezi puține femei cu un ten cu adevărat frumos sau trebuie să lucreze un pic, pentru că e multă schimonoseală. Mă uitam, de exemplu, ieri la karate, deci eu oricum la karate mă schimonosesc îngrozitor de fiecare dată, nu reușesc să fac altfel, pentru că în timpul exercițiilor faci efort, trebuie să respiri din abdomen, și să... te mai încrâncenezi, mai sunt, te mai trebuie să mai ridici un picior și așa, și atunci fața se tot strânge. Și de-aia acum mă uitam azi dimineață că acest ridul ăsta de aici s-a accentuat un pic, dar una peste alta este ok. Adică asta să fie singura pierdere, singura pagubă. Hai că dacă tot am deschis camera, am zis să fac și un machiaj. În fine, cum mă machiez eu astăzi? Mai mult ca să vă arăt cum funcționează DD Steam Cell Protective de la Imar. Da, cred că Asus Imax. Care face, da, face ceva pe acolo prin spate, nu știu ce. Bun, ăsta e. În ultima vreme eu mă machiez din ce în ce mai puțin spre deloc. Dar am vrut un fond de ten cât se poate de lejer. M-am împăcat foarte bine și mă împac în continuare cu acela de la Yves Rocher Nude, ceva tan nude, sau are o denumire în felul ăsta. O să pun un pic pe pensulă, da? Însă am tot auzit vorbe foarte bune despre acest DD cream și atunci
i-a rugat pe cei de la Imar, mai exact pe Ioana, zic vreau și eu să văd cum e. Și mai ales că și ea știe că eu mă machiez rar și ea la fel se machiază rar. Pentru că nu e un secret, dar pe măsură ce trec anii, machiajul nu trebuie să fie ceva zilnic. Și cu cât e mai puțin, cu atât e mai bun. Cu cât e mai mult, mai încărcat și de genul ăla heavy, adică are să super acoperi scene, dă efectul acela de artificial. Orice am face. Da, ok, vrei să mergi la un make-up party să te facă pentru o ședință foto, pentru un eveniment, pentru așa. Acolo, hai să zicem că asta persoana respectivă să te lucreze mai mult, să folosească tot felul de tehnici ca să nu ți se vadă diverse defecte pe care vrei tu să le ascunzi. Ideea este că trebuie să, mai ales la ten matur și cu riduri și cu semne diverse, trebuie să fie un acord între ce se vede de, și în decolteu și pe brațe și așa, adică nu fața să fie cristal, iar restul, că nu trebuie să fie discrepanța foarte mare, pentru că asta e din păcate o greșeală pe care o văd și nu este neapărat a make-up artiștilor. Sunt convinsă că foarte mulți make-up artiști spun clientelor, doamnă, haideți să facem mai light, nu? Vreau și așa, vreau și așa, da. Bun, am luat pe de altă parte, dacă vrei să arăți artificial, asta e, nu e nicio tragedie, poți să arăți artificial. Dar nu știu dacă meriți să vă arăți artificial. Bun, și am să folosesc pudra de la Plush Beyond. Și o folosesc așa, am desfăcut-o aici un pic. Ea e pudră liberă. Am un miros foarte plăcut de... Umăre de, nu știu, ceva vanilie, nu-mi dau seama. Torn un pic în capacul ăsta. Deci cam așa. Sper să se vadă. Și cu o pensulă mare, fluffy. Deci asta e chiar o pensulă pe care am primit-o, da, din partea celor de la Makeup Corner. Am și colaborat cu ei o perioadă și am avut multe pensule de la ei. În perioadele când eram mai interesată de make-up, acum interesul meu pentru machiaj s-a dus nu chiar spre zero, dar spre un nivel foarte low. Bun, și acum după ce am dat cu pudră pot să-mi pun și eu ochelari ca să nu mă lipesc de DD Cream. Da, eu nu am nevoie de cine știe ce acoperire, am bafta încă să mi se mențină tenul ok. Bine, e drept că la mine e zilnic, rutină de dimineață, rutină de seară, uneori mai este și rutină pe la mijloc și chiar dacă recunosc că nu folosesc SPF zi de zi, recunosc, pe tenul meu sunt mereu ser, loțiune, cremă, cremă de ochi, seara mască, întotdeauna de machiere în doi pași, curățarea tenului în doi pași, chiar dacă nu mă machiez, că m-a mai întrebat cineva, dar de ce te machiezi așa dacă tu nu te machiezi? Păi, dar n-are legătură. Da. Am mai folosit ăsta acum, în ultima perioadă, cam de fiecare dată când m-am machiat, l-am folosit de 3 ori până acum și mi-a plăcut foarte mult. Deci e DD Stem, ce Dumnezeu, Cells Protections, Centella, mai scrie aici ceva, dar nu văd eu, bine că e scris, Centella Stems și Mariu Bium, nu știu dacă citesc corect, îmi cer scuze, conferă tenului un aspect uniform și catifelat, aplică 3 pompițe, produsul este contraindicat personal cu hipersensibilitate la unul de ingrediente, normal. Da, asta. Mă uitam acum un pic pe lista de ingrediente pe care oricum o găsiți și pe site. Dar că și eu mini migrenă astăzi, dar uite, vin mai aproape de geam ca să se vadă și mai bine efectul. Nu este foarte... Acum era intră soarele în ore, astăzi este intră, iese... Să mai au eu un... Să... Vedeți? Deci, acel DD Cream și pudră, da? Acestea sunt produsele. Acoperirea este lejeră.
Nu este o acoperire, adică să nu vă așteptați ca la Estée Lauder Double Wear, da? Sau mai știu eu ce fonduri de ten. Sau fondurile de ten de la MAC, acelea cu acoperire, da? Ăsta este acest duo și texturile fiind atât de fine și de ușoare, da, puteți să le folosiți și zi de zi. Mai ales zi de zi, dacă ai un muncă de birou, undeva cu public, unde na, trebuie să totuși să arăți într-un anumit fel, sau dacă ești, uite, și dacă ești vânzătoare într-un magazin și totuși vrei să ai în fiecare zi un aspect plăcut, dacă ești cosmeticianul, dacă ești medic, adică dacă ai interacționezi cu publicul și contează aspectul tău, pentru că orice am spune, contează felul cum arătăm, mai ales atunci când lucrăm direct cu oamenii, trebuie să le spunem lucruri și așa. Dacă zicem, ești programator sau ca mine, cum sunt eu, PR, freelancer și nu știu cât să zic, 60-70% din timp sunt acasă singur în fața calculatorului sau mă duc cu calculatorul undeva și lucrez și stau eu doar în fața calculatorului, nu trebuie să mă machiez în fiecare zi, că doar dacă, nu știu, mă mai apucă. Și oricum e bine să lăsăm tenul să-și facă el acolo starea lui și fără produse de make-up. Deci asta na, e chiar un duo lejer, ușor și mai ales că produsul acesta, care practic ține locul fondului de ten, e un produs hibrid și de îngrijire și de cu acoperire medie. Și eu la chestia am așezat pe coada lui Max. Max era să cădem amândoi. Ce faci tu acolo? Da, are un stil. Dacă mă vede că stau la un moment dat într-un loc cum stau acum, vine și se așează fix lângă mine. Și în momentul când eu mă mișc, nu-l văd. Da, nu te-am văzut. Și era să cădem amândoi. Bun. O să mai mă joc așa foarte puțin. Uite, cu creionul acesta. Vi l-am mai arătat și cu alte ocazii. Un creion fard, cremos. Arată așa. Și așa arată. Da, nu e... e o culoare, aș zice eu, foarte naturală pe care oricine... orice tip, dar nu se poate să ai, dacă ai tenul totuși prea închis la culoare, mă gândesc. Se aplică și ușor. E pur și simplu din baton și apoi nici nu trebuie să ai cine știe ce dexteritate. Bun. Și apoi întind ușor cu degetul sau dacă vreți să fiți super mega profi, puteți întinde cu o pensulă, dar puteți folosi, uite, prefer să folosesc degetul mic, nu știu de ce, să întind un pic în astea, da, mai aranjez sprâncenele, asta e o chestie pe care o fac și când nu mă machiez, le pieptănăm un pic. Și o să mai dau probabil un rimel și un ruj, dacă ar fi să plec din casă. Nu mă dau acum cu rimel. Pentru că nu țin în mod deosebit să-mi încarc genele în fiecare zi. O să vedem. Dar o să mă dau cu un ruj. Sunt la scaun acum. Și hai să mă uit ce am pe aici. Ce am la îndemână. Hai să încerc tot cu ăsta de la Yves Rocher, care m-am dat mai des în ultima vreme, este acel baton Rouge Elixir Brillant. Și nuanța, nu mai știu ce nuanță e. A, 02 Bois de Rose. Deci așa e. Dacă tot am mâzgălit aici, mai tragem o mâzgăleală, cam așa arată. Și asta este marele machiaj de zi. Pe care, da, chiar l-aș putea aborda în fiecare zi, însă chiar și așa, eu prefer totuși din ce am văzut până acum cum merge tenul meu, aș prefera să nu mă machiez în fiecare zi, nici măcar atât. Și acum, dacă tot sunt machiată, da, machiată de nu se mai poate, hai să vă fac niște unboxing-uri. Unboxing-uri? Da, un unboxing, două unboxing. Adică despachetări de niște pachete de PR pe care le-am primit în ultima perioadă și zic eu că sunt interesante din perspectiva faptului să vedeți ce produse mai mi-ajung în mână
ce este posibil să folosesc în perioada următoare și eventual puteți să rețineți despre aceste produse și voi la un moment dat să mă întrebați, băi, am văzut că ai primit ăla, ce părere ai? Evident, dacă e de interes. Întotdeauna pachetele de la Pixi sunt o frumusețe. Într-adevăr, ei au și niște bugete care le permit să facă aceste pachete, pentru că n-au ajuns o companie multinațională, se vând peste tot în lume, se vând în Sephora, se vând în toate magazinele. E un business care a crescut foarte frumos și mi se pare că a avut așa și un debut gândit ca un business, într-adevăr. Adică cine l-a gândit de la început și a avut Petra, practic, o persoană cu talent și pe partea de business și pe tot ce înseamnă beauty. Și cutiuța este așa, vine cu un produs, bănuiesc că este nou, este un antioxidant tonic, zice așa, a fusion of skin-loving Nordic superfood berries in a luxurious multi-use essence toner. Deci, și mai are și o sacoșică, un pouch așa cu niște dischete reutilizabile ca să-l poți aplica. Deci este practic un toner ce poate fi folosit și ca esență, acel prag între curățarea tenului și ser sau înainte de cremă, dacă nu vrei să folosești ser și are așa, este, zic aici, a unique mix of ingredients. Birch water, the Nordic well-known tree of life, of nourishing rejuvenation, cloudberry, a burst of antioxidants and omega, magic to protect and help and repair. Da, deci astăzi așa face soarele. Când iese? Când? De fapt, nu, soarele tot acolo, norii se plimbă. Strawberry, blueberry extracts. Cred că am luat niște polen pe instalație. White ginger lily, ceramid, NP, niacinamid, sodium, PCA și probiotic. Sunt, în total, sunt o grămadă de ingrediente din categoria antioxidanților și care ajută la menținerea unui aspect proaspăt și așa. Cunosc ingrediente de aici, le-am regăsit și în alte produse pe care le folosesc și spune dimineața și seara să mângâi așa tenul cu un cotton pad dintre ăsta sau pur și simplu să îți verși în palme și să-l aplici așa, așa am să fac eu, ca și cum ți-ai aplica un ser, zic aici. Your cotton pad, și că le poți spăla chestiile astea, le poți spăla mașină. Eu deja fac chestia asta, am făcut deja cu alte dischete până săracele le-a fuzat atât de mult că a trebuit să le aruncă, la un moment dat se uzează, dar după niște multe folosiri. Da, foarte răguț, produsele la Pixi le găsiți la Sephora. Eu nu prea mai sunt fan Sephora de o perioadă, aici am și eu motivele mele, dar dacă vreți dezvoltăm asta un pic mai târziu sau poate într-un clip separat. Acasă vă arăt următorul pachet, sosit de la Gliss. Scrie aici, calea spre un păr frumos peste noapte. Ăsta este flyerul. Deci sunt niște seruri. Overnight Repair, Overnight Reconstruction, Overnight Moisture, care se pun pe păr noaptea. Deci iată că avem și produse. Știu că mai au și alte branduri profesionale sau din zona de lux. Și a venit într-o cutiuță foarte drăguță și elegantă. Și aici am acest Overnight Elixir Reconstruction am eu. Aici bănuiesc eu și cred că bănuiesc bine. Este o față de pernă, bănuiesc de mătase. Da? Da, este o față de pernă de mătase. Ia. Aha, e ok. Aveam emoții. Când am văzut-o doar așa, zic că asta e bun pe pernuța mică, dar nu, e atâta. E ok. Bun. Eu mai am o față de pernă de mătase. Ce pot să zic? O față de pernă de mătase, eventual e un răsfăț în plus, dar nu așteptați să vi se întâmple miracole, pentru că, culmea, că am văzut niște fete care promovează, cred că pe TikTok,
fețele de pene de mătase și spun niște lucruri inimaginabile, că nici nu o să-ți mai cadă părul, fața de pene de mătase nu interacționează cu sistemul tău endocrin. Da. Așa. Ce e interesant e produsul, deci Night Elixir Overnight Reconstruction Haptic Iconic Complex Damage and Speed Hair Medium Care. E de sticlă. Eu sunt prea curioasă. Așa că o să și aplic acum, chiar dacă nu mă duc să mă culc. Deci are o textură așa de ser alb. Este mai degrabă apos. Ia să vedem. La mine oricum părul meu este tot timpul însetat și dorit de... Da, nu văd o problemă să-l aplic și ziua. Da. Chiar îmi place. La prima... Nu e deloc nici lipicios, nici uleios, nici nimic. E un ser de păr. Da. E interesant. Da. Deci chestiile astea bănuiesc că au apărut deja prin supermarketuri. Nu știu. Știu că am comunicat-o de presă pe undeva, primit pe mail. Da, bănuiesc că e un preț totuși undeva, probabil. Hai să văd. Eu cred că e undeva 30-40 de lei, cam pe acolo. S-ar putea să fie un pic mai scump, ținând cont că e vorba de un produs de îngrijire și un produs de tip ser. Da, chiar acum citesc comunicatul de presă, toate produsele astea din seria Night Elixir costă 49,99, deci 50 de lei. Le-am subestimat. Da. E un produs totuși de tip ser, de tip îngrijire. Să mai pun un pic. Bine, părul meu fiind destul de deshidratat, duce mult. Am văzut. Deci, eu mă dau toată cu uleiul ăla de la Kön și mereu zic, mamă, să vezi că totuși o să aibă un aspect gras. Niciodată. Da. Pe de altă parte, sunt fericită că am părul așa, pentru că văd cât de mult... câtă bătaie de cap au femeile care au părul gras și trebuie să spele des și au acel aspect de unsuros și trebuie să spele în fiecare zi sau eu știu pe cineva care se spăla de două ori pe zi. Se spăla dimineața înainte să plece la birou și pe aia se mai spăla o dată când ajungea acasă, pentru că la fel îi se părea că e părul super îmbăxit. Să știți că am avut și o perioadă când mă spălam zilnic pe păr și toată lumea îmi spunea, vai, nu e ok, că tu n-ai nevoie, că tu... Dar nu știu, simțeam că parcă am praf adunat în păr, nu știu cum să vă explic. Dar sunt niște nori fantastici, nu am cum să vi arăt, pentru că dacă vi aș arăta, ar trebui să filmez pe geam, în stradă și ar fi un pic cam ciudat să mă vadă vecinii mei și oamenii de care trec pe aici, când ies eu pe geam să filmez cu... Dar e un cer foarte frumos astăzi, senin, dar cu niște nori care dansează. Am tot purtat de când am primit acest parfum din partea celor de la Yves Rocher, parfumul L'Evidence, parfum pe care l-au primit și invitatele mele la Parfum și Ceai, acum ultima oară în aprilie, adică întâlnirea cea mai recentă. Și îl tot țin aici la birou pentru că mi se pare un parfum foarte, nu știu, îți dă o stare așa de energie bună, de stare bună. Evident, este un parfum ușor, este un parfum pe care poți să-l porți la școală, la serviciu, asta fără să deranjezi pe absolut nimeni. Apropo, dacă o să auziți așa un ușor bâzâit, să știți că e din cauza calculatorului, așa se aude când editez, când dau să se încarce un clip care a fost editat. Da, și vi-l reamintesc, adică deja am dus ceva din el. Este noul parfum L'Evidence și are arome fructate de piersică și note care sugerează magnolia, dacă magnolia ar mirosi. Vă dați seama ce ar fi dacă magnolia ar mirosi. Adevărul că sunt înflorite acele magnolii, cred că senzația vizuală îți induce și ceva olfactiv. Pentru că, practic, magnolia se simte așa un miros super discret, dar nu are, adică nu e ca trandafirii, nu e ca o tufă de iasomie, da, care să are ceva, dar nu miroase. Ei, dacă ar fi să miroasă magnolia, probabil, adică nu, sigur ar mirosi ca parfumul evident, spun asta sigur, pentru că în echipa Yves Rocher sunt oameni care lucrează cu tot ce înseamnă extracte vegetale de mulți ani, au multă expertiză acumulată acolo și sunt convinsă că au dat varianta cea mai bună a acestui miros de magnolie.
și tuns un pic, în fine, e un mix, a făcut un mix de culori ca să iasă chestia. Da, da, în Crăciun îl am și cam ce outfit, în fine. Asta e o fustă pe care, fustă pantalon pe care nu mai știu de unde am. Tricoul ăsta, cred că este de Amago, dar nu mai mi-aduc aminte că e luat de vreo 2-3 ani. Ăsta, la fel, este un sacou, Alia se cheamă, dar pe care l-am de minim 10 ani, pentru că mi-aduc aminte. L-am mai mult, pentru că l-am din perioada când eram însărcinată, pentru că îl purtam, știu că atunci a desfăcut în față, nu puteam să mă închei la un moment dat. Dar îmi place că e genul ăla de sacou scurt. Și așa o să fiu, iar mi-au și chestia asta cu mine, pentru că o să am de umblat acolo printre oameni, o sală. Asta am luat-o de la Meli Melo acum vreo 2-3 ani. E o gentuță în care îmi pun telefoanele. Și o să umblu așa pe acolo. O să am niște balerini super simpli. Îmi place mai bine culoarea părului. Și asta, dragilor, vă las!